În statul eșuat pe care ni l-a anunțat de unăzi președintele Klaus Iohannis, am primit o nouă decizie a CCR de respingerea sesizării USR împotriva proiectului lui Cătălin Predoiu de așa zisă desființare a SIJ. În fapt, o reînființare a unei structuri, înființarea unei rețele de investigare a infracțiunilor din justiție. Este un moment complicat, mai ales că el vine cu puține zile înainte de emiterea avizului Comisiei de la Veneția. De aceea îi solicităm președintelui Klaus Iohannis să nu promulge această lege până în momentul în care avizul va fi adoptat de către Comisia de la Veneția pe data de 19 martie. Mai sunt, iată, doar 10 zile până la emiterea acestui aviz. În urma solicitării făcute de colegul meu, deputatul Iulian Bulai, am primit din partea Comisiei de la Veneția o înștiințare, precum că draftul de aviz este deja la Ministerul Justiției. În aceste condiții, graba cu care Parlamentul a trecut la vot, cu care Curtea Constituțională, iată, de pe o săptămână pe alta, a dat o pronunțare, o decizie pe această speță foarte importantă, fără să aștepte avizul Comisiei de la Veneția. De asemenea, graba cu care s-ar putea promulga această lege ar fi una devastatoare pentru statul de drept. Și cu toții, în perioada aceasta, ne uităm cu îngrijorare la ce se întâmplă la granița noastră. Oamenii sunt temători, oamenii se tem pentru viața lor, pentru viitorul copiilor lor. Ne dorim cu toții să se termine acest război cât mai repede. În același timp trebuie să vedem și dincolo de ce va urma. Iată, se termină pandemia, sperăm cu toții ca acest conflict armat pornit de un scelerat să se încheie rapid, însă trebuie să vedem ce se va întâmpla pentru România după aceea. Statul de drept va avea foarte mult de suferit dacă se forțează acum lucrurile și în ciuda avertizmentelor pe care nu doar noi le-am transmis. Iată, astăzi și asociațiile magistraților au ieșit cu un comunicat în care solicitau același lucru. Solicitau președintelui României să nu promulge această lege până când Comisia de la Veneția se va pronunța și în condițiile în care avizul va fi unul critic la adresa acestui proiect, să retrimită în Parlament acest proiect de lege. Nu ne permitem să ne întoarcem în perioada anilor 2000, când cuplul celebru Năstase Rodica Stănoiu a creat acea rețea de protecție a oamenilor politici, o rețea de corupție generalizată, în care erau implicați și magistrați. Nu ne permitem să ducem România înapoi în acea perioadă. Acesta era mesajul pe care am vrut astăzi să-l transmit. Este esențial să așteptăm avizul Comisiei de la Veneția, care va veni în scurt timp, peste 10 zile. Vă mulțumesc. Despre ce draft spunea? Pentru că cei de la Ministerul Justiției au primit un prim draft de la Comisia de la Veneția pentru această sesizare, pentru acest proiect? Este o procedură care presupune consultarea statului implicat. Se trimite un draft conceput de raportorii Comisiei de la Veneția. Statul membru, prin Ministerul Justiției, îi spune punctul de vedere. Comisia de la Veneția poate sau nu să fie de acord cu unele observații. Cert este că acest draft există de 2 zile la Ministerul Justiției. Ministrul Cătălin Predoiu știe de existența lui. Nu cunosc acest conținut pentru că el este confidențial, dar presupun, am elemente serioase, să cred că acest draft este unul critic la adresa acestui proiect. Vom vedea care este realitatea. În orice caz, dacă se va întâmpla așa, dacă avizul Comisiei de la Veneția va fi unul critic la adresa acestui proiect, Cătălin Predoiu trebuie să-și dea demisia. Cu acest proiect de lege s-a compromis iremediabil din punctul meu de vedere, din punctul nostru de vedere, și nu este altă soluție decât demisia și a da mandatul de ministru al justiției unei persoane care pune preț pe avizele Comisiei de la Veneția, pe recomandările din cadrul MCV, recomandările Comisiei Europene, a ne preface că venim cu reforme, a încercat să-i păcălim pe partenerii noștri europeni, să păcălim instituțiile cu care suntem în contact și față de care am avut niște angajamente, este greșit și efectiv nu cred că vom reuși să facem lucrul ăsta.